despre încercarea guvernanților noștri de a transforma pământurile noastre mănoase și bogate în pustie. Lucrurile au luat o amploare mai mare. Eu vă mulțumesc pentru adunarea la care am participat sâmbătă trecută. Poate vor mai fi evenimente de acestea. Noi vă vom sta înapoi. Dar am spus, pentru ca să fie și nouă puțin mai ușor, îl invităm să ne citească, să ne vorbească puțin teologul nostru, cântărețul nostru. Și de ce n-aș spune direct în rugăminul lui Dumnezeu? Fiul nostru drag, Andrei. Aș vrea să pun un titlu cuvântul meu de astăzi, România încotro. Și dacă stați și analizați puțin, gândeți că după revoluția sau lovitura de stat, mai bine spus, în 89, asistăm cu toții impasibili la jaful național. CFR-ul este pe putuci, Oltim a dispărut și lista poate continua. Cea mai nouă bombă în România este încercarea, nu vreau să politizez, biserica nu este locul potrivit, dar cea mai nouă bombă este încercarea guvernanților de a permite unor firme din Statele Unite să exploreze și să exploateze gazele de șist. Am spus-o și la Casa de Cultură, unde vorbesc mai des decât aici. Dacă trebuie să plec de acolo și să mă întreb de acest subiect, o fac cu plăcere. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc și părintele, că sâmbătă, 1 februarie, ați venit într-un număr foarte mare, cei din Purtici, Macea, Piratușul, Dorobanci, așa mai departe. E foarte greu să organizeze întâlniri cetățenești, pentru că de 20 și ceva de ani încoace, noi am fost păcăliți, și parcă nimic nu ne mai place, nimic nu ne mai convine și am adormit. Ei, noi cu toți încercăm să trezim acest neam și să nu ne lăsăm păcăliți. Celebra firmă Chevron din Statele Unite spune că aceste gaze, deși sunt foarte bune, o alternativă. Unii dintre politicieni spun că sunt adevărate binecuvântări pentru România și este total fals. Am primit aici de la Academia Română, cu care corespondez mai bine de 2 ani, o revistă, se numește Academica, revistă editată de Academia Română. Dacă vorbesc despre gaze de șist, puteți să nu mă credeți. Dacă vorbește academicianul Cristian Hera, vicepreședintele Academiei Română, care este specialist, și dă un titlu materialului de studiu, cunoașterii, prospectării și planificării gazelor de șist, cer să încerc, să credeți. Aici spune cât de dură va fi lovitura pe care o vom primi cu toții. Trăim într-o zonă, sau o subzonă a județului Arad, zona Curtici. Asta se numește perimetrul EX6 Curtici. Trăim așa cu toții, parcă CNP, ca într-un cod de bare, nu mai știm ce să facem, nu mai citim, ascultăm muzică proastă și mai nu primim și gaze de șase. Ce vreau să vă cer, un lucru foarte, foarte important, l-am vorbit și cu domnul director Moscu, nu vă vindeți pământurile. Vă vindeți pământurile și nu știți voi cum faceți. Omul, dacă este proprietar pe pământul lui, așa spune legea, poate să facă orice. Am studiat tot felul de lucruri până acum, de la teologie, muzică sau psihologie, am făcut și administrație publică, dar n-am făcut drept. Pentru prima dată în viața mea, recunosc, nu știam cum arată o lege, cum e scris într-o cărticică, cum se exprimă cei care o scriu. Mi-am cumpărat Constituția României, puteți să o cumpăra și dumneavoastră, costă 5 lei, și am citit-o asta în timp. Și aș vrea să vă citesc din secțiunea 3-a, legiferarea. Articolul 74. Inițiativa legislativă. Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor
sau în număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativa legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Atunci când stau de vorbă cu mine însumi, când cercetez conștiința, sunt totdeauna sunt sincer. Iar în noapte mi-am promis, m-am obligat, m-am angajat să adun aceste 100.000 de semnături. În ultimii ani, mai rar la biserică, mai lipsesc, mă duc, am fost aproape în toate județele țării și am cântat. Ba muzică tradițională, ba muzică medievală cu ai mei colegi. Mi-am făcut foarte multe cunoștințe pe la primărie, Consiliul Județean, Casa de Cultură. De mâine voi începe să sun. E foarte important acest aparat pe care cu toți îl aveți, aproape toți. Telefonul mobil. Încercați să comunicați între voi, pentru că altfel dispărem. Probabil vă întrebați și mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat după evenimentul din 1 februarie de la Casa de Cultură, ce sunt aceste gazdele și vă încercați să fiu foarte, foarte scurt. Gazele deși sunt gaze convenționale. Au aceleași proprietăți ca și gazul metan pe care noi ar trebui folosit. Problema e că se află la foarte mare adâncime, 6-8 km, captive între rocile argiloase, șistoase sau deșiste. Singura metodă de a le extrage este fracturarea hidraulică. Ce înseamnă fracturarea hidraulică? Am învățat lucrurile astea de nevoie. Fracturarea hidraulică, cum se face ea? Se introduce un tub de mare dimensiune până la 6-8 km, pe orizontală, pe verticală, prima dată. După aceea se introduce și pe orizontală. Acolo se pompează cu foarte mare presiune apă. Pentru un singur puț și pe un kilometru pătrat se pot face 20 de astfel de puțuri, într-un singur puț intră peste 1.000.000 de litri de apă, 95,5% după unii specialiști, după alții 99% apă, restul fiind compuși chimici, adică o travă. După ce se injectează acolo apa și această travă, se retrag tuburile, presiunea formată împingând gazele de șist în sus, ele colectându-se la nivelul solului. Vedeți, dumneavoastră, din start, această metodă este o metodă care nu poate fi controlată 100%. Ce facem cu apa otrăvită, peste 1.000.000 de litri la un singur puț, și ce facem cu gazul, pentru că nu tot gazul va fi colectat. Dacă folosiți internetul, dacă nu vorbiți cu fiii și cu nepoții dumneavoastră, cu nepoatele, să vă arate, filmulețe din Statele Unite, cu oameni cărora le-au explodat casa, oameni care punând acel top la chiuvete și umplând chiuveta cu apă, dau foc la apă. Apa noastră va arde. Nu, ni se spune că aceasta va fi independența energetică. Niște tâmpenii, scuzați-mă că spun asta în biserică. Independența energetică, dacă s-ar gândi miniștrii agriculturii, s-ar fi gândit, ar fi accesat fonduri europene și ar fi cumpărat aceste aparate de făcut peleți. Peleții se pot face și din paie și din dulei de la porumb. Aceasta ar putea fi independență energetică și nu s-ar mai arde degeaba pe câmp și s-ar polua anapoda. Un model de independență energetică. La Corpici avem apă termală. Blocurile toate au fost încălzite cu apă termală. Există câteva municipii în România unde încălzirea se face cu apă termală sau cu căldura pământului. Noi vrem gaze de șist. Gaze de șist, cum am spus, otrăvesc apa, infestează pământul. Corticiul a fost cunoscut și recunoscut până în urmă cu câțiva ani datorită gării și faptului că noi suntem puși aici, la granița cu Ungaria. A și fost o întrebare la bacalaureat în urmă cu 3 ani la geografie, ce mare trecere înspre Occident, nu știu, în vestul țării, feroviară. Toată lumea, curtici, curtici. Astăzi, gara a cam dispărut, mai e acolo, dar
lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui, din păcate. Și nu datorită oamenilor ce se ocupă acolo, ci datorită conducerii. Despine și stăpânește, spune în Proverbe. Astăzi suntem cunoscuți și recunoscuți în România datorită combinatului agroindustrial. Și nu doar datorită combinatului, datorită faptului că în Curti se face agricultură. Că pe lângă domnul Muscă mai există și un mare studian, și un părintele Nădăban, sau diaconul bisericii pentecostale, Florin Grada și așa mai departe. Oameni care fac agricultură și o fac bine. Combinatul agroindustrial se află pe locul 7 într-un top național. Se lucrează mii de hectare de pământ. Dacă permitem această exploatare a gazelor de șist, ne putem lua la revedere. M-am ocupat ca în 1 februarie, sâmbătă cealaltă, să vină și niște primari. Toți primarii care vor fi afectați. Și îmi rămâne în minte o propoziție foarte scurtă pe care a spus-o prietenul nostru, Robalma și de la Dorobanți. La Curtici vrem să facem agricultură, la Dorobanți vrem să facem agricultură, nu se crește în cămile. Mai am și o rugăminte la dumneavoastră. Împreună cu câțiva dintre voluntari pe care îi coordonez împreună cu Fabio Daniel, ne-am apucat să adunăm aceste 100.000 de semnături. E o muncă foarte, foarte greu de făcut, mai ales că și timpul este cum este, oamenii sunt cum sunt, pe stradă mergem cu listele și unii mai ne înjură, mai ne spun cuvinte așa mai dulci, cred că facem politică și vrem să susținem pe cineva bala prezidențială, bala europarlamentare, nimic mai fals. Nu cerem nici bani, nici ajutor politic. Vrem să vă ajutați pe dumneavoastră. Am fost la tribunal și am cerut să mi se dea un model de tabel și am primit acest tabel, vă voi citi. Tabel nominal privind interzicerea explorării și exploatării gazelor de șist prin fracționare hidraulică din perimetrul EX6 Curtici. Cât de urât sună, noi suntem deja un perimetru. Interese. Noi suntem un plus. Ar trebui, nu știu, să ne mutăm, dar nu știm unde. Să ne mutăm cu tot ce avem aici, să lăsăm pământurile fertile pentru cămile, probabil. Pe prima coloană avem un număr curent, pe a doua coloană să vă rog să vă scrieți numele și prenumele, data de astăzi sau data zilei în care vor fi completate, datele de contact opțional, strada și numărul, la observație dacă doriți numărul dumneavoastră de telefon, localitatea de unde proveniți și semnătura. Pe lângă faptul că vom sta la ușa de aici și la ușa de dincolo, doritorii pot primi o listă pe care să o completeze și să o ducă după aceea. Ori la Casa de Cultură, ori, nu știu, numărul meu e foarte ușor de făcut rost, l-am și făcut public tuturor. E foarte important dacă ați semnat deja, ați văzut că am distribuit liste și la Casa de Cultură, am distribuit liste la aproape toți agenții economici din Curtici. Dacă ați semnat odată, vă rugăm să nu o mai faceți, e interzis de lege. Vreau să vă citesc câteva din localitățile, o să încerc să fiu cât se poate de scurt, să vă citesc câteva din localitățile în care aceste gaze de șist se află în subsol și în care se vor săpa, se va săpa. Sunt foarte multe și o să ne șocheze faptul că vor distruge și cele de Băile Felix. În județul Arad sunt gaze de șist și vor începe exploatările, dacă noi permitem asta, în Curtici, Adea și Păuliș. În județul Timiș, la Beriam, Buziaș și Filet. La revedere apele minerale de la Buziaș. În județul Constanța, de Cetul Drogea, la Vama Veche, Costinești și Efonie. În Bihor, Băile Felix, Voivoz și Tria. Dacă ați fost cândva la Băile Felix, ar putea să rămâneți doar cu niște poze. În județul Vaslui, la Bârlat, am vorbit cu preotul care s-a ocupat de aceste evenimente, a primit de 3 ori, pentru faptul că el a fost capul noutăților, cum a fost numit, a primit de 3 ori câte 5.000 amende, 5.000 de lei, în total 15.000. La Curtici am fost organizatori și voi fi în continuare. În cazul în care voi primi 15.000 de lei amende, s-ar putea să mă gândesc cerșind. În județul Tulcea, Babatac și Măcini. Am spus 12 localități.
Gândiți-vă că odată formăm 8 km în adâncime și pe orizontală, cât pe o rază de 15 km, dacă permitem exploatarea portici, va fi afectat Ciofronia, Iratușul, Pecna, Arad, Sântana și așa mai departe. Va fi o zonă, nu știu, nu vreau să-mi imaginez. Vă rog să nu vorbim de stereaturile. Dacă vreți să o faceți, am vorbit cu domnul director Muscă, poate și mare Tucudian și așa mai departe, oameni care lucrează pământul, probabil vor să le cumpere ei. Nu dați terenurile pe mâna americanilor. În zona noastră, firma care a câștigat licitația se numește Pamfora Oil, care este o firmă aparținătoare grupului MOL din Ungaria, cu alimentația de la MOL, nu știu cum face și de acum înainte. Este o firmă din Ungaria care nu vrea altceva decât să-și facă treaba, toate sunt bune și frumoase, doar că pe internet și ce îmi spun specialiștii, lucrurile stau altfel. Vă spuneam, apă otrăvită, terenuri care intră în deșertificare. Nu le mai putem folosi la nimic. După ce gazele deși se exploatează, cade pielea de pe animale, pur și simplu, și noi stăm și ne uităm și venim, trebuie să ne trezim puțin și să fim altfel. Într-o zi, vineri, după Sfântul Masă, poate ați văzut cine ați fost, am dispărut mai repede, am simțit nevoia de a mă duce la Păuliș. Între 11 și 14 octombrie 1944, acolo au căzut foarte mulți tineri, elevi în școli de studențe din Rapna. Nu făceau altceva decât își apărau pământurile, care ne-au lăsat nouă moștenire. În 9 aprilie, mai avem foarte puțin, se vor împlini 500 de ani de la izbucnirea războiului țărănesc, condus de Gheorghe Dojă. Gheorghe Dojă n-a făcut altceva oamenii decât să apere pământurile. Războiul s-a desfășurat atunci în Harghita și Povastra de astăzi. Dacă ne mai gândim puțin între 1921 și 1926, celebra doctrină noi prin noi înșine. Timp de 5 ani de zile, asta a rămas în istorie, România a fost grânarul Europei. Din punct de vedere agricol, România era pe primul loc. Astăzi, în Europa, suntem pe locul 22, cu toată tehnica și așa mai departe. Permițând aceste gaze, deși scoaterea lor la lumină, nu facem altceva decât să nu mai figurăm în top. Nu știm încotro să va îndrepta totul. Aș vrea să închei spunându-vă două poezii care mi-au rămas în minte. Una recunosc întâmplător, am descoperit-o pe peretele operei de Timișoara, urmă cu câteva săptămâni, și spune așa: vouă, celor care mulți sau puțini, cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care au fost generația lui decembrie 89, un singur cânt, România. Și o altă poezie scrisă de Radu Ghir, care a făcut pușcărie, pentru că era dizident, era incomod regimului totalitarist, regimului criminal comunist, spune așa: ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru bătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri, pentru cântecul tău țintuit în piroane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane.